În această dimineață, pe barajul Străjești, mai mulți pescari, membri ai Asociației Salvați Râul Olt, au observat câteva persoane care capturau pește ilegal, folosind plase de pescuit multifilament și o barcă pneumatică. Imediat, oamenii au sunat la 112 și un echipaj de poliție a ajuns la fața locului. Prima a pescuit câțiva amici, de fapt vreo 20 de pescari acolo. În fața noastră apare o barcă. S-a apucat să scoată secile la 20 de metri de mal, nestingheriți, fără nicio treabă. Am sunat la poliție, i-am blocat cu toții, i-am adus la poliție și... Câți braconieri erau și dacă îi cunoașteți, i-ați mai văzut pe râul Olt? 3 braconieri, acum personal nu-i cunosc, dar de auzit după nume știe cam tot orașul. Se întâmplă des să vedeți astfel de cazuri? Luni, marți și miercuri, pe fiecare dimineață la 5:30, și mașina cum arată, și un Fiat Dublo și o Dacia roșie, cu barca pusă sus pe mașină, strâng secile și la 5:30-6 sunt plecați cu ele. Deci noaptea se braconează foarte tare. Peste 300 de metri de plase au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Poliției Municipiului Slatina. Cele 93 de kilograme de pește din speciile caras, somn și șalău au fost predate unei societăți comerciale din oraș, urmând ca aceasta să fie valorificată în condițiile legii. Braconierilor le-a fost întocmit dosar penal. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că cele 2 persoane ar fi pescuit peștele respectiv, folosind plase de pescuit și o barcă pneumatică. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj piscicol. Acțiunile din ultimul timp ale Asociației de Vânătoare și Pescuit Sportiv Olt și Asociației Salvați Râul Olt au dus la scăderea acestui fenomen. Aceasta și datorită faptului că de la 1 ianuarie suntem Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, suntem singurii care eliberăm pe Râul Olt permise de pescuit sportiv. Reușim să încheiem un contract cu AMPA pe o perioadă de 10 ani. Am avut un mare sprijin în această perioadă, vorbesc tot de la începutul anului, din partea jandarmeriei și din partea poliției, dar de mare ajutor ne sunt informațiile date de la pescarii sportivi. Oamenii au înțeles să fie aproape de noi, să aibă încredere în noi că ne facem datoria. Cu toate că acțiunile noastre din ultimii doi ani de când ne-am înființat și ale celorlalte asociații, de ce să nu recunoaștem în reducerea actelor de braconaj, au fost destul de intense. Încă mai sunt aceste incidente, le spunem noi, că până la urmă oamenii nu conștientizează ce sancțiuni sunt în lege și nu au nici moralitate și nici vreo conștiință să respecte legea. Războiul împotriva celor care se abat de la legea pescuitului continuă.